Salutare, un bun și mie te-am găsit la scrisori către Luciliu Seneca. Vom parcurge aceste minunate scrisori. O să fac o selecție cu scrisorile care mi-au plăcut cel mai mult. Începem cu despre folosirea timpului. Scrisoarea întâi. Cartea întâi, scrisoarea întâi. Așa să faci, dragul meu Luciliu. Dedică-te ție însuți și timpul care până acum ți se răpea, ți se lua pe furiș sau îți scăpa, adună-l și păstrează-l. Fii convins că este așa cum îți scriu. Unele ceasuri ni se răpesc, altele ne sunt luate fără să o știm, altele ne scapă. Totuși, cea mai rușinoasă pagubă e cea din nepăsare. Dacă ai vrea să iei seama, cea mai mare parte din viață ne, o pierdem făcând răul, o mare parte din trânsa ne făcând nimic și viața toată făcând altceva decât ce trebuie. Oh. cea mai mare parte din viață ne pierdem făcând răul. O mare parte din însa ne făcând nimic și viața toată făcând altceva decât ce trebuie. Poate că totuși uh, am putea să schimbăm acel făcând răul. Poate nu facem rău, dar într-adevăr nu facem nimic și facem voluntar răul ne făcând nimic sau dacă nu, 100% clar, făcând toată viața altceva decât ce trebuie. <laughs> Ai putea să-mi arăți pe cineva care pune vreun preț pe timp, care-și socotește ziua, care-și dă seama că pe fiecare zi el moare? Eu, doar că mă lamentez continuu să nu fac nimic, dar spunând secundă în secundă că ne trece timpul. Căci noi, într-asta ne înșelăm, vedem moartea înaintea noastră, când mare parte din însa a și trecut, tot timpul din apoia noastră, în stăpânirea ei. Fă, deci, dragă Luciliu, ceea ce îmi scrii că faci. Nu scăpa un ceas. Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi, vei depinde mai puțin de ziua de mâine. Tot amânând, viața se scurge. Deci erau câteva rânduri în această scrisoare care mă îndemnau să închid cartea și să nu mai știu de mine toată viața. Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi, vei, vei depinde mai puțin de ziua de mâine. Tot amânând, viața se scurge. Nehotărârea e o cale a pierzanii, cum spunea Cioran în clipul pe care l-am făcut din mărturisiri și anateme. Toate, Luciliu, ne sunt străine. Nu ai timpul este al nostru. Natura ne-a trimis pe lume cu această singură avere, trecătoare și amăgitoare, din care totuși ne scoate cine vrea. Și este așa de mare nesăbuința oamenilor, încât atunci când capătă câte un lucru de nimic sau, <laughs> sau de foarte puțin preț și cu siguranță ușor de procurat, se simt îndatorați pe când niciunul dintre cei cărora le sacrifici timpul nu se coate că îți datorează ceva foarte important. Niciunul dintre cei cărora le sacrifici timpul nu se coate că îți datorează ceva, când, de fapt, acesta este singurul bun pe care nimeni nu ți-l poate da înapoi, cu oricâtă bunăvoință. Oh. mă vei întreba, poate, ce fac eu care îți dau aceste sfaturi. Îți voi mărturisi sincer. Așa cum se întâmplă cu un mare risipitor, dar atent la socoteli, contul cheltuielilor îmi este clar. N Aș putea spune că eu nu pierd nimic. Dar ce pierd? De ce pierd? Și cum? Ce pot spune? Îți pot arăta cauzele sărăcei mele. Dar mi se întâmplă și mie, ca și celor mai mulți, ajunși în mizerie, nu din vina lor. Toți îi scuză, nimeni nu-i ajută. Concluzia, nu-l socotesc sărac pe cel ce se mulțumește cu oricât de puțin i-ar pri prisosi. Tu totuși aș vrea să-ți păstrezi ce al tău. Vei începe astfel la vremea potrivită, căci, așa cum ziceau strămoșii noștri, târziei cu pătarea când ajungi la fundul vasului. Rămâne la fund nu numai foarte puțin, dar și cei mai rău. Cu bine. Sau rămâi cu bine. Parcă e și mai drăguț. Să <laughs> spunem Rămâi cu bine, rămâi cu mine. În engleză mi se pare că era tradus farewell. Rămâi cu mine. Călătoriile și lectura. Scrisoarea a doua. Din cele ce îmi scrii și din cele ce aud, îmi pun mari nădejdi în tine. Nu alergi în toate părțile și nu te lași pradă neliniștii, tot schimbându-ți locul. Mă regăsesc total aici. O astfel de agitație este semnul unui suflet bolnav. Fix așa sunt. Cea din tâi dovada unui spirit cumpănit este, cred, putința de a sta locului și de a zăbovi cu sine. Fix ce nu am. Vezi însă că lectura asta a multor autori și a operelor de tot felul să nu aibă întrânsa ceva împrăștiat și nestatornic. Of... Oh trebuie să stărui asupra anumitor opere și tu să, și să ți le însu, însușești pe deplin, dacă vrei să te alegi cu ceva care să-ți rămână întipărit în suflet. Cine, cine este pretutindeni nu este nicăieri. Cine este pretutindeni nu este nicăieri. Cine este pretutindeni nu este nicăieri. Vezi cazul lui Dumnezeu, <laughs> scuze. Cei care își petrec viața în călătorii ajung să aibă multe gazde, dar nicio prietenie. Ah, cât de frumos! Cei care își petrec viața în călătorii ajung să aibă multe gazde, dar nicio prietenie. Tot astfel e firesc să li se întâmple și celor care nu se apropie intim de spiritul nimănui, ci, zoriți, străbat totul în goană. Nu folosește și nu se lipește de om hrana care, îndată ce e înghițită, e dată afară. Nimic nu împiedică atâta însănătoșirea ca schimbarea prea deasă ale o rană cu care tot încerci lacuri nu se mai vindecă. Planta care este desmutată din locul ei nu mai prinde puteri. Nu există lucru atât de folositor ca să poată folosi numai din fugă. Numărul mare de cărți te împrăștie. Oh, numărul mare de cărți te împrăștie. Prin urmare, neputând citi toate cărțile pe care le ai, este destul să ai câte poți citi. Deci, până acum a fost înțelepciune absolută și am fost. În, la celălalt capăt a fost Viața mea e antonimul a ce scrie Seneca. Sunt perfect exemplu de așa nu, din punctul de vedere al lui Seneca și chiar și al meu. Că sunt de acord cu el, dar numai că trăiesc împotriva mea, nu știu. And to myself become an enemy. I'll join with black despair against myself, against my soul and to myself become an enemy, Shakespeare. Dar uneori zici tu, vreau să răsfoiesc cu tare carte, alteori alta. Înseamnă că ai un stomac obosit. Dacă ciugulești din toate, bucatele felurite și nepotrivite, unele cu altele strică, nu hrănesc. Așadar, citește mereu scriitorii consacrați și, chiar dacă uneori dorești să te abazi și pe la alții, întoarce-te iar la cei din tâi. Într-un fel are dreptate pentru că nu, nu dai în plecând la... Adică ai nevoie de marile rădăcini ale, ale, spiritului, dar în același timp cred că îți și și le fărăști așa, o să ofer puțin strălucire în a descoperi uh, scritori obscuri. Nu știu, țin foarte mult și la chestia asta, și la cărțile întâmplătoare, la autorii de care nu prea mai știe nimeni și care ar fi meritat să fie mai cunoscuți. Nu, nu, mi place ideea de a citi toți absolut aceleași cărți, știi, și avea toți aceleași gânduri, să ne ducem într-o zonă dintre asta. E frumos să ai și chestiuțile tale acolo. Niște scriitori de care nu mai știe nimeni și care rezonează acolo cu tine, cu o parte din tine. Caută-ți zilnic un sprijin împotriva sărăciei, împotriva morții și a tuturor celorlalte nenorociri și, după ce vei fi străbătut atâtea pagini, alegeți o singură idee pe care să o rumegi în acea zi. Așa fac și eu. Dintre multele lucruri citite, mă opresc la o idee. Cea de azi este una pe care am găsit-o la Epicur. Căci obișnuiesc să trec și în tabăra dușmană. <laughs> nu ca dezertor, ci ca iscoadă. O sărăcie voioasă, zice el, este frumos lucru. Dar dacă e voioasă, nici nu-i sărăcie. Căci este sărac, nu cine are puțin, ci cel care răvnește la mai mult. Ce importanță are cât bani zac în lada cuiva, cât greu câte turme are, cât capital. Dat cu camătă, dacă el pândește bunul altuia, dacă își socotește nu averea agonisită, ci pe cea de agonisit în viitor. Mă întrebi care trebuie să fie limita averii cuiva? Mai întâi să aibă cât îi e necesar, apoi cât îi este de ajuns. Cu bine. Sau cum spune Petru Creția, să se mulțumească omul cinstit cu colțul lui de pâine. Să nu mănânce cozonac pe cadavrul unui principiu. Și apropo de epicur, vestitul filozof materialist, nu numai că nu este combătut de Seneca cu violența cu care epicureismul era combătut de școlile filozofice adverse. Vezi, de exemplu, Cicero, definibus bonorum et malorum de natura de orum, dar fiecare scrisoare dintre primele 29 se încheie cu un citat din Epicur. Nici laudele nu lipsesc din când în când. Considerăm util să redăm câteva păreri ale lui Seneca despre Epicur apărut în altă lucrare. Părerea mea este, și spun acest lucru împotriva partizanilor noștri, că preceptele morale ale lui Epicur prescriu ceva sfânt și just, și privind mai de aproape chiar ceva trist, fiindcă acea faimoasă plăcere se reduce la ceva foarte mic și modest. Aceeași lege pe care noi o prescriem virtuții, el o prescrie plăcerii. El cere ca ea să asculte de natură. Ori este foarte redusă voluptatea cu care se mulțumește natura. Când cel ce duce o viață de trândăvie, de desfrâu și de dezmăți numește aceasta fericire, el nu face decât să invoce o mare autoritate, epicur. În sprijinul, în sprijinul unui lucru rău și nu urmărește o plăcere recomandată de epicur, ci pe aceea pe care o aduce cu sine. Așa fac anumiți nihiliști vorbind de Ceran, că viața nu are niciun sens și își explică astfel existența lor de paraziți siniștri care lenevești și nu fac nimic. N-au nicio legătură cu Ceran. Omul acela și-a distrus creierii, nu a stat așa, n-a lenevit așa. Într-o mediocritate sinistră. Scrisoarea a treia. Despre alegerea prietenilor. Ai dat unui prieten de-al tău, așa am scris, să-mi aducă o scrisoare. Apoi mi atrage atenția să nu discut cu el despre. <laughs> să nu discut cu el despre toate ale tale. Căci nici tu nu o faci de obicei. Astfel, în aceeași scrisoare, îmi spui că el îți este prieten și că nu-ți este dacă te-ai folosit de acest termen în înțelesul lui curent și dacă l-ai numit prieten, așa cum oricărui candidat îi spunem onorabile sau cum salutăm cu domnule pe cineva care ne iese în cale și al cărui nume ne scapă, nicio discuție. Dar dacă socotești prieten pe cineva în care nu ai aceeași încredere ca în tine însuți, faci o mare greșeală și nu cunoști valoarea adevăratei prietenii. Cântărește cu prietenul tău toate lucrurile, dar mai întâi cântărește-l pe el, după ce te împrietenești, trebuie să ai încredere. Înainte de a te împrieteni, trebuie însă să judeci. Deci, după ce te împrietenești, trebuie să ai încredere. Înainte de a te împrieteni, trebuie însă să judeci. După ce te-ai împrietenit, să ai încredere. Dar înainte de a te împrieteni, să judeci. Fac lucrurile pe, pe dos răsturnând ordinea firească, aceia care, împotriva preceptelor lui Teofrast, cântăresc pe cineva abia după ce au prins drag de cântăresc pe cineva abia după ce au prins drag de dânsul și după ce îl cântăresc, nu-l mai iubesc. Gândește-te mult timp dacă trebuie să te împrietenești cu cineva. De îndată însă ce te-ai hotărât să o faci, lasă-l să pătrundă în toate cutele sufletului tău. Cât de frumos! vorbește cu dânsul tot atât de deschis cum ai vorbi cu tine și trăiește așa ca să nu ai ați mărturisi nimic ce n-ai putea mărturisi chiar și dușmanului tău. Dar, fiindcă se întâmplă uneori lucru, lucruri din care obiceiul face o taină, împărtășește-i prietenului tău toate grijile, toate gândurile. Dacă îl vei socoti demn de încredere, îl vei și face astfel. Căci unii, temându-se să nu fie înșelați, Fac pe alții să înșele. <laughs> Temându-se să nu fie înșelați, fac pe alții să înșele și, prin bănuiala lor, le dau dreptul de a cădea în păcat. De ce să mă păzesc la vorbă față de un prieten? De ce în fața lui să nu mă socot singur? Unii povestesc oricui, le iese în cale ce trebuie să mărturisească numai prietenilor și își descarcă sufletul în auzul tuturor. Alții, din potrivă, se tem să se mărturisească chiar și ființelor celor mai dragi și nevoind de s-ar putea să se mărturisească nici lor și, și ascund și mai adânc orice taină. Tu să nu faci nici ca unii, nici ca ceilalți. Este la fel de greșit a te încrede în toată lumea ca și a nu te crede în nimeni. Dar, în primul caz, aș zice că e vorba de o vină mai onorabilă. În al doilea, de una care te ferește mai bine primești de primejdii. Tot așa, să ții de rău de o potrivă și pe cei mereu fără astâmpări și pe cei mereu liniștiți, căci zelul care se încântă de zarvă nu e hârnicie, ci zbuciumul unui suflet neliniștit, precum liniștea care se socotește orice mișcare care socotește orice mișcare un chin nu-i decât de strămare și lâncezeală. Liniștea care socotește orice mișcare un chin nu-i decât de strămare și lâncezeală. De aceea, Întipărește-ți în minte această cugetare pe care am citit-o la Pomponius. Unii se retrag într-atâta la întuneric, încât tot cei la lumina zilei li se pare tulbure. Să îmbinăm lucrurile. Cel odihnit trebuie să muncească. Cel ce muncește trebuie să se odihnească. Sfătuiește-te cu natura. Ea îți va spune că a făcut și zi și noapte. Și poezie și înțelepciune este totul aici s-a apropiat puțin de Dumnezeu. Aproape ireproșabil, nu, nu găsești un cuvânt. Poți să-l contrazici puțin cu a spune tuturor prietenilor totul, știi, a nu, te, nu e vorba de a, de a, te ascunde, dar sunt anumiți prieteni cu anumite gusturi care n-ar putea să înțeleagă, deși ești prieten, prieten absolut pe alte domenii, pe alte subiecte, nu înțeleg eu o chestiune și n-are sens să mai vorbești cu ei despre chestia asta ați vorbit deja în mare și știți că nu sunteți pe aceeași lungime de dar de ce să mai revii în aceleași discuții? Dar altfel, da, să ai încredere să-i spui orice. Poți să-i spui chiar și chestia respectivă, numai că nu are sens, că știi că nu poate înțelege sau tu nu poți să înțelegi o anumită chestie. Poți să ai o prietenie puternică și să nu vă spuneți chiar totul. Dar altfel, da. Cred și eu tot așa. La ce bun? Dar nu-i spune. Suntem prieteni, dar nu, nu spune. Păi dacă sunteți prieteni, cum să... Poți să-i spun. Ce, ce facem? De ce să ne ascundem? Pentru că suntem vulnerabili E greu să ai încredere într-un om. Avem viclenia în sânge. Pentru că devii vulnerabil, apoi, oricând te poate răni cu ceea ce a aflat, îi ofer niște arme în viitor, poate. Dar așa cred și eu. Odată ce ai devenit prieten cu cineva, deschide sufletul. Altfel, la ce bun să mai fii prieten? Ca și cu iubirea, ca și cu toate. Scrisoarea 4. Despre frica de moarte. Oh, here we go. Obsesia mea. Stăruiește precum ai început și grăbește-te cât poți, ca să te bucuri cât mai mult timp de puritatea și armonia sufletului tău. De fapt, tu te bucuri chiar în vreme cel purifici, în vreme cel rânduiești. Practic, în vreme ce îți desăvârșești sufletul, cum am spune Socrate. Alta este totuși mulțumirea pe care o simți contemplând un cuget fără pată, plin de strălucire. Îți aduci, desigur, aminte ce mare bucurie ai simțit atunci când, lepădând toga copilăriei, ai îmbrăcat-o pe cea de bărbat și ai fost dus cu alain for, așteaptă-te la una și mai mare atunci când vei fi lepădat spiritul copilă, copilăresc și filozofia te va înscrie în rândul oamenilor aici mă dispar puțin vin mai mult spre Arthur Rimbaud, aici cu geniul care este o copilărie la care ai acces oricând vrei, să nu-ți pierzi copilăria vin mai mult spre poezie decât spre filozofie, dacă asta înseamnă filozofia să îți lepezi spiritul copilăresc Căci dacă nu mai suntem copii, ne rămâne, ceea ce este mai grav, mintea unor copii. Are dreptate și la aici. Aceasta e cu atât mai rău, cu cât avem gravitatea unor bătrâni și slăbiciunile unor copii. Da, așa este. Și nu numai pe ale copiilor, dar și pe ale pruncilor. Aceea se sperie de lucruri neînsemnate, aceștia de cei se năzare, iar noi și de unele și de altele. Dar ce e interesant că aveam în Craiova oameni analfabeti care veni să rii cu expresia copil bătrân și ne insultam pe acolo Ei parcă ești un copil bătrân dar de unde au zisem noi că e foarte important e foarte profundă chestia respectivă au venit așa din strămoși, de unde au fi venit acel geniu pe care nici nu l înțelegeam măcar, a fi copil bătrân uh. înaintează numai în filozofie vei înțelege că de unele lucruri ar trebui să ne temem cu atât mai puțin cu cât mai mare ne este spaima nu poate fi mare răul cel din. Nu poate fi mare răul cel mai din urmă. Ți-a sosit moartea? Ar trebui să te temi de ea dacă ar putea să se oprească la tine. Dar, în mod firesc, ea sau nu ți sosește, <laughs> sau trece mai departe. Este greu, zici tu, să țin alt sufletul până la disprețuirea vieții proprii. Dar nu vezi din ce pricini neserioase ne disprețuim? Unul atârnă spânzurat de un laț la ușa iubitei, altul se aruncă de pe acoperiș ca să nu-și mai audă stăpânul tunând și fulgerând, altul, un sclav fugar, își împlântă sabia în pântece ca să nu fie adus din nou acasă. Crezi că virtutea nu e în stare să facă ce face spaima fără margini? Niciunul dintre cei ce gândesc prea mult la prelungirea vieții, măsurându-și fericirea după numărul consulilor, anul se nota prin, prin numele consulilor, nu poate avea parte de o viață fericită. Niciunul dintre cei ce gândesc prea mult la prelungirea vieții, măsurându-și fericirea după numărul consulilor, nu poate avea parte de o viață fericită. Gândește-te în fiecare zi cum ai putea părăsi cu sufletul împăcat o viață, pe care cei mai mulți o îmbrățișează și de care, se, de care se țin, așa cum se agață de spini și de stânci cei furați de și voiul apelor. Cei mai mulți dintre noi se zbat nefericiți între frica de moarte și chinurile vieții. Nu doresc să trăiască și nu știu să moară. Nu doresc să trăiască și nu știu să moară. Făți de aceea viața plăcută, alungând orice, orice neliniște în prevința ei. Nu folosesc decât acele bunuri cu pierderea cărora sufletul se obișnuiește din vreme. Și nu e lucru a cărui pierdere poate fi mai ușoară ca acela de care nu-ți pare rău că l-ai pierdut. De aceea, îmbărbătează-te și întărește-te față de tot ce poate izbi și pe cei mai puternici, de viața lui Pompei au hotărât un băiețandru și un eunuc. Pe nimeni soarta nu îl ridică într-atâta, încât să nu-l amenințe tot pe atât pe cât l-a ajutat. Nu te încrede în apele ei liniștite. Marea se răzvrătește într-o clipă. Într-acea zi le sunt înghițite de valuri acolo unde înainte să-l dau Gândește-te că hoțul și dușmanul pot să-ți pună sabia în gât. Ca să nu mai vorbesc de puterea celor mari, orice sclav are asupra ta dreptul de viață și de moarte. O spun limpede. Cine își disprețuiește propria viață, este stăpân pe viața ta. Gândește-te la cei care au pierit, pierit de uneltirile din casa lor, loviți fățiși sau pe ascuns. Vei vedea că furia sclavilor a făcut tot atâtea victime ca și a regilor. Atunci, ce importanță are pentru tine cât de puternic este cel de care te temi, când oricine poate să lucrul de care te temi. Dar, poate că, de vei cădea în mâinile dușmanului, învingătorul te va aduce la moarte. Firește, acolo unde te și duceai. De ce te înșeli singur și vezi numai acum ceea ce de multă vreme îndurai? O spun clar, de când te-ai născut, te tot duci. La aceasta și la altele, de acestea trebuie să cugetăm, dacă vrem să așteptăm liniștiți ceasul din urmă a cărui groază umple de, ni de neliniște pe toate celelalte. Ceasul, ceasul din urmă, a cărui groază umple de neliniște pe toate celelalte. Dar, ca să pun capăt scrisorii, iată la ce cugetare m-am oprit. O culeg și pe ea din grădina altora. Grădina lui Epicur. O sărăcie urânduită după legea firii este o mare bogăție. Cunoști limitele pe care această lege a firii le impune? să nu suferi de foame, de sete, de ger. Ca să alungi foamea și setea, nu e nevoie să aștepți la ușa celor trufași, nici să le rabzi încruntarea sprâncenelor și bunăvoința lor jignitoare. Nu e nevoie să cu mările, nici să te ții pe urma armatelor. Ceea ce natura îți cere ușor de procurat, ceea ce natura îți cere este ușor de procurat și la îndemână. Asudăm după lucruri de șarte, acestea ne rod hainele, ele ne fac să ne încărunțim sub cort, ele ne împing spre țărmuri depărtate. Cât e de ajuns, ți la îndemână. Cine se învoiește cu sărăcia, este un om bogat. Rămâi cu bine. Îmi face plăcere și mă bucur că studiezi stăruitor și că, lăsând totul la o parte, te ocupi de un singur lucru, cum să devii în fiecare zi mai bun. Și nu numai că te îndemn să stăruiești, dar ți-o și cer. Numai atât te sfătuiesc, să nu faci lucruri care bat la ochi prin ținuta și felul tău de viață, ca aceia care doresc să fie doar arătați cu degetul, nu să se aleagă cu ceva. Ținuta neîngrijită, părul netuns, barba stofoasă, disprețul arătat obiectelor de argint, așternutul întins pe pământul gol și tot ce vânează pe căi strâmbe succesul, evită-le, Filozofii cinici afectau o ținută neglijentă. Aceeași ținută o aveau și unii stoici. E destul de urât numele de filozof. <laughs> e destul de urât numele de filozof. Oricât de cuvincios l-ai purta. Unde ajungem dacă vom începe să ieșim din rândul lumii? Viața noastră lăuntrică... Uite, o întrebare bună. Unde ajungem dacă vom începe să ieșim din rândul lumii? Păi poate vom ghida lumea spre alt drum. Unde ajungem dacă stăm mereu în rândul lumii? Ne lăsăm purtați în vocea comună. Nu știu dacă e neapărat ok. Prefer un diogen din Sfântul care era ieșit total din rândul lumii, dar ideile lui erau sclipitoare. Hristos a ieșit din rândul lumii. Totodată și Hitler a ieșit din rândul lumii. <laughs> nu știu. E mai complicat. Viața noastră lăuntrică să fie deosebită. Cea din afară să se semene cu amulțimi, Ce frumos! Viața noastră la untrică să fie deosebită. Cea din afară se semne cu amulțimi. Nu togust strălucitoare, dar niciuna murdară. Să nu avem argintărie încărcată cu încrustații de aur masiv, dar să nu socotim drept semnal al cumpătării lipsa aurului și argintului. Sau să ajungi ca de o gen care bea din mâini. Bea apă comună, efectiv. Bea din palmă. Că văzuse un copil, că făcea asta și. Găsise pe ceva mai simplu în trăire ca el și se rușinase de asta. Îl învățase un copil practic ce e viața în fond. Îi dăduse o lecție de viață. Să tindem aduce o viață mai frumoasă decât a mulțimii, nu una opusă ei. Altminte alungăm din jurul nostru pe cei pe care vrem să îndreptăm. Ajungem ca ei să nu vrea să ne imite într-un nimic, fiindcă se tem că ar trebui să ne imite într-un totul. Ceea ce filozofia își propune în primul rând este simțul comun, viața civilizată, sociabilitatea. Orice ciudățenie ne îndepărtează de la rosturile ei. Hmm. Nu știu. Să luăm seama că mijloacele prin care vrem să ne câștigăm admirația să nu fie ridicule și de nesuferit. Scopul nostru este, firește, să trăim potrivit cu natura. Dar e împotriva naturii să-ți chinui trupul, să nu suferi cât de cât curățenia. <gântu -se> S -a -s -a -s să cauți murdăria și să te hrănești nu numai cu o mâncare slabă, dar și cu una proastă și respingătoare. Așa cum a dori lucruri rafinate este desfrânare. Tot așa, a fugi de ce este obișnuit și ușor de procurat este nebunie. Filozofia cere cumpătare, nu tortură. Iar cumpătarea nu e nevoie să fie neîngrijită. Dar sfințenia oare ce cere? Cere tortură? Viața noastră să se țină la mijloc între felul de viață al înțeleptului și felul de viață al tuturor. Această cale mijlocie e cea care îmi place. <laughs> Această cale mijlocie e cea care îmi place. Să admine toți felul nostru de viață, dar să-l și admita. Cum are? Vom face tot ce fac ceilalți? Între ei și noi, nicio deosebire? Foarte mare. Dar cât de deosebit suntem de restul lumii, o vadă numai cine ne va cerceta mai de aproape cine ne intră în casă, să ne admire mai degrabă pe noi decât vesela. Este un om mare acela care se servește de vase de lut, ca și cum ar fi de argint. Dar nu-i mai mic cel care se servește de vase de argint, ca și cum ar fi de lut. A nu putea suporta bogăția este dovada unui suflet slab. Păi la cât era de bogat Seneca nici nu putea să aibă altă filozofie. <laughs> Dar ca să împart cu tine și micul meu câștig de pe ziua de azi, găsi la Hecaton al nostru că limitarea dorințelor servește și calea împotriva temerilor. Vei înceta, zice el, să te temi, dacă vei înceta să speri. Cum pot fi puse la oaltă lucruri atât de, de, atât de deosebite, vei zice tu. Și totuși așa e, deși par deosebite, ele sunt legate precum același lanț, leagă și pe deținut și pe gardian, tot așa aceste lucruri, care sunt atât de diferite, merg împreună. Teama însoțește speranța. Și nu mă mir că merg la oaltă. Amândouă arată un suflet nehotăr nehotărât, chinuit de așteptarea ce a ce va fi. Iar cauza principală a amândurora este că nu ne adaptăm prezentului, ci lăsăm să ne fugă gândurile în depărtări. Astfel, prevederea, cel mai mare bun al condiției omenești, s-a întors în rău, Fiarele fug de primejdiile pe care le văd. Îndată ce scapă, trăiesc fără grijă. Noi ne chinuim și cu ce va fi și cu ce a fost. Multe calități de ale noastre ne fac rău. Memoria redeșteaptă chinul fricii și prevederea îl anticipează. Nimeni nu-i fericit numai din pricina prezentului. Cu bine. Cu bine vă spun și eu. Sper că a plăcut acest clip, dacă îți doresc să poți să continui să fac aceste clipuri, să mă cu 15 lei pe patreon.com slash Bogdan Livi. Uitați în propriul site. Mulțumesc!